într-adevăr, am avut două jocuri pierdute, cel de la Cluj, care s-a pierdut în ultimul minut, și cel de la Slatina. Într-adevăr, aici, cred că nu aș fi vrut cu aceste echipe să câștigăm, pentru că deocamdată suntem cu ele în luptă. În schimb, s-au concentrat și ne-am concentrat și au făcut două jocuri bune, atât la Bistrița, cât și acasă cu Cisnădie, cu echipe care au obiective cupele europene. În orice caz, trebuie să avem răbdare cu echipa pe care o avem, că lucrurile vor fi bine până la sfârșit. Nu suntem echipă, nu suntem CSM București, nu suntem nici Râmnicu Vâlcea, ca noi să devenim campionii României peste noapte și așa mai departe. Să nu uităm că chiar acum, când avem meciul de duminică, jucăm cu echipa din Buzău, care este o echipă foarte tare. Să nu uităm că au pierdut în ultimul minut la București să bată cu CSM-ul. Deci, încă o dată, nivelul este foarte ridicat. Fiecare echipă poate să câștige în orice moment. Am simțit-o și noi pe pielea noastră cu Slatina, au simțit-o și cei de la Bistrița cu noi. Și în orice caz, eu cred în aceste fete, în această echipă, și cred că vom crește de la joc la joc, astfel încât să putem, la sfârșitul anului competițional, să fim unde ne dorim și să putem construi pentru nou sezon o echipă și mai puternică. În orice caz, trebuie să luăm pas cu pas, trebuie să susținem aceste fete, această echipă. Când venim în tribună, să avem lângă noi 2000 de susținători, nu 2000 de judecători, pentru că este foarte important să jucăm acasă, că noi jucăm acasă pentru dumneavoastră, pentru orașul acesta, dacă noi am ales să venim aici. Și chiar dacă am ales să venim aici, într-o situație dificilă. Bineînțeles, încă o dată, nu avem echipa deocamdată să călcăm pe toată lumea în picioare. Trebuie să jurăm exact cum pe PNL se mănâncă felie cu felie, nu totul. Deci trebuie să luăm fiecare joc în parte și să nu uităm că mai este un joc și un retur. Nu cred că neapărat joc mai bine în deplasare. Eu îmi doresc să joc la fiecare meci foarte bine. Nu totul depinde doar de mine. Dacă noi o să jucăm exact cum am jucat în meciul cu Cisnădie și meciul cu Bistrița, ca și o adevărată echipă, de la stânga la dreapta, pe atac, pe apărare, o să joc la fel de bine. Dar asta este să avem noi încredere una în alta și să ne dăm încredere una la alta. Că degeaba am eu doar încredere în mine sau în celelalte, dacă celelalte nu au încredere. Deci noi, dacă o să fim o echipă la fel cum am fost, mă repet, o să câștigăm multe meciuri de acum înainte. Totul depinde doar de noi. Antrenorul face tot ce poate, pregătește meciurile chiar foarte bine, face tot ce poate din punctul de vedere, dar totul depinde de noi. A fost transferată în vară de conducere. Mi-am dorit să vin aici, am făcut acest pas cu toată inima. Sunt o jucătoare tânără, scopul meu este să joc, să-mi ajut echipa aici în continuare cât pot de bine și îmi doresc și am încredere că la sfârșitul campionatului o să termină cu puncte sus.